Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Maladia canceroasă este una dintre cele mai stringente probleme de sănătate pe plan mondial. Am realizat deja cel puțin 3 emisiuni în care am vorbit despre diverse forme de tratament, unele alopate, altele complementare. Și astăzi revenim asupra acestui subiect de mare interes pentru a vă prezenta așa numita terapie fotodinamică. Această formă de terapie este utilă în majoritatea afecțiunilor tumorale ale pielii și nu numai. Am vrut să aflăm mai multe despre acest subiect și veți avea ocazia să aflați noutăți de ultimă oră de la invitatele mele din această seară. Și anume doamna Gabriela Adriana Filip, șef lucrări la Catedra de Fiziologie a Universității de Medicină și Farmacie și doamna asistent universitar Ioana Gâldea de la aceeași catedră, care împreună au pus bazele unui proiect de cercetare special. Vă spun bun venit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Bine v-am găsit. Bună seara. Desigur, pentru marea majoritate a telespectatorilor, acest subiect este o noutate și de aceea am pregătit două materiale montate. Primul, pe care îl vom viziona imediat, se referă la un scurt istoric al terapiei fotodinamice, ilustrând în același timp și principiul de funcționare cu ajutorul unor succesiuni de imagini special pregătite. Terapia fotodinamică este o metodă de tratament bazată pe efectul luminii asupra unei substanțe fotosensibilizante. Aceasta se activează la o anumită lungime de undă a radiației luminoase și eliberează oxigen în forme active, precum peroxid și alți radicali, al căror efect citotoxic este cunoscut de peste 100 de ani datorită cercetărilor legate de ozon și oxigen activ. Primele studii de terapie fotodinamică au apărut în perioada anilor 1900. Oscar Raab și Niels Friesen fiind pionierii fototerapiei. Hausmann, Schwarz și Mayer au descoperit substanțele fotosensibilizante capabile să realizeze efectul citotoxic. Iar în urmă cu 10 ani, Canada a aprobat comercializarea primelor preparate pe bază de porfirine. Porfirinele sunt o clasă de compuși care au proprietatea de a se descompune sub acțiunea luminii, eliberând radicali liberi și oxigen în forme active. Datorită instabilității acestor substanțe, porfirinele sunt păstrate în soluții pe bază de alcool, care leagă mai multe molecule între ele, obținându-se un compus mixt mai stabil, dar care poate fi depozitat și utilizat în condiții de siguranță. Principiul de funcționare este foarte simplu. Lumina unui laser excită preparatul fotosensibilizant și se produc radicali liberi oxidativi, care au efect citotoxic asupra celulelor canceroase și nu numai. Așadar, cele trei elemente de bază ale acestei terapii sunt lumina, oxigenul și preparatul fotosensibilizant. Absorpția în țesuturi se realizează foarte ușor cu ajutorul oxi- și dezoxihemoglobinei. De fapt, distrugerea celulelor canceroase și a afecțiunilor bazate pe patogene anaerobi se datorează oxigenului sub formă atomică sau de molecule de ozon care se produc în cursul acestui mecanism fotodinamic. În această schemă se poate observa modul în care se desfășoară etapele de excitare a substanței fotosensibilizante și trecerea ei în forme single sau triplet. Este interesant de remarcat faptul că pe baza acestui principiu se pot crea fotoproteine care funcționează ca o poartă logică de tip Xi, înmulțire logică, eliberând oxigen atomic dacă fotoproteina detectează prezența simultană a ionilor de sodiu și hidrogen. Sub acțiunea luminii și a ionilor, ea execută o mișcare de conformare și eliberează oxigenul în formă activă. Sonda laser are la bază legături prin fibre optice care conduc fascicolul luminos spre țesutul bolnav, respectiv fibre optice care preiau imagini ale țesutului ce sunt transmise medicului pe un monitor pentru a avea control asupra terapiei. Ea este o metodă nedureroasă, nepericuloasă și prin intermediul căreia se pot trata cu succes cele mai multe afecțiuni ale pielii, așa după cum se poate observa în aceste imagini realizate înainte și respectiv după câteva ședințe de fototerapie. Tratamentul cu sondă laser poate fi aplicat în trei variante: fără contact, cu contact superficial sau cu contact interstițial.
În cele mai simple cazuri, preparatul se aplică cutanat sub formă de unguent și se pornește instalația laser care excită substanța fotosensibilizantă, așa după cum se poate observa în aceste exemple. Pe această schemă se indică modul de utilizare a terapiei fotodinamice și în interiorul organismului, în zone subcutanate sau în tubul digestiv, în special esofag, colon și în vezica urinară, folosind avantajele miniaturizării aparatelor laser. Un alt avantaj îl constituie lumina infraroșie care poate penetra țesuturile până la o adâncime de câțiva centimetri, activând substanța fotosensibilizantă care a fost injectată în tumoare. Aparatele medicale de terapie fotodinamică sunt concepute în diverse forme și mărimi pentru a asigura tratamentul unei game largi de afecțiuni cutanate și nu numai. Principiile terapiei fotodinamice se regăsesc și în alte aplicații, așa după cum se poate observa în această schemă. Ele se referă la analize specializate utile în biologie, în sinteza de noi molecule în chimie, tratarea cancerului și Alzheimer în medicină, realizarea unor funcții de control în sinteza proteinilor și a zaharurilor în microbiologie și altele. De asemenea, clasa de compuși ai porfirinelor are aplicații în chimia materialelor, chimie supramoleculară și altele, ilustrate pe această schiță. Dacă aveți, să zic, câteva completări legate de material sau v-a plăcut, nu v-a plăcut? Materialul mi s-a părut extrem de interesant și, zic eu, foarte bine documentat. Probabil că pentru realizarea lui ați alocat multă muncă și multe ore de trudă. Meritați felicitări! Mulțumesc mult! Cum a apărut ideea acestei terapii? Ideea acestei terapii a apărut, de fapt, în anul 2006, de la un proiect de cercetare. Colegii noștri, și mai precis doamna Simina Dreve, cercetător la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj, a avut ideea testării unor biocompozite cu porfirine, deci a unor porfirine înglobate în diferite, în diferiți compuși, în terapia tumorilor maligne cutanate. Această idee, de fapt, la această idee a contribuit foarte mult și experiența doamnei profesor Rodica Mariana Ion de la București, de la ICECHIM București, care are preocupări în domeniul porfirinei și porfirinelor și terapiei fotodinamice de peste 25 de ani. Ea a sintetizat aceste noi porfirine pe care noi să le testăm și împreună cu doamna Simina Dreve, mă rog, ne-a contactat, urmând ca noi să testăm efectul acestei terapii fotodinamice pe model experimental animal. De fapt, cercetarea a fost mult mai complexă, a urmărit efectul acestei terapii in vitro pe culturi de celule. Da, asta vom vedea ulterior. Da, și noi pe model experimental animal. Vreau să mai reinsist asupra acestei întrebări. Și la modul general, ideea acestei terapii, de fapt, așa după câte am reușit eu să citesc, este mult mai veche, având în vedere istoricul când a apărut ea pe glob. Da. Ceea ce se desfășoară în cadrul UMF Cluj este o noutate în ceea ce privește materialul care urmează să fie utilizat și este un material nou care se... Am înțeles că lucrați la el să-l produceți. Eu ce am înțeles este că, de fapt, ei au vrut să asocieze terapiile oxidative din anii 1900 cu oxigen și ozon într-un mod în care să fie transmis acel oxigen atomic sau oxigen O3 sub formă de ozon foarte direcționat, foarte precis. Să nu-i mai lase să circule oxigenul
în corp fără să se știe unde ajunge. De altfel, terapiile cu ozon și oxigen nu au foarte mare succes în cancer, pentru că acolo există mai multe tipuri de microorganisme care la un moment dat se formează și circulă prin sânge, așa numitele somatoide. Când s-a depășit un anumit grad de mutație acestor somatoide, ele devin aerobe, nu anaerobe. Ele sunt anaerobe când sunt foarte la nivel de, să zic, incipient, foarte, foarte mici și prima treaptă dinaintea. Când încep să ajungă spre forme de miceliu și ciuperci, deja acolo el devine aerobe și terapia le favorizează. Și s-au întâmplat multe lucruri neplăcute legate de treaba aceasta. Și atunci cred că s-au gândit că ce-ar fi să încercăm să direcționăm exact oxigenul numai în zona care ne interesează. Și ajungem acum aici, dacă ne puteți povesti câte ceva despre domeniul medical de utilizare și tipurile de cancere. Și ce este cancerul, de fapt, ca să înțeleagă și telespectatorii. Ca să vin cu o completare la ceea ce ați spus dumneavoastră înainte, de fapt, prin aceste terapii s-au urmărit să se direcționeze cât mai precis exact spre celula canceroasă, încercând totuși să eviți celulele sănătoase. Deci să încerci să omori țintit doar celulele canceroase, dar să cruți țesutul sănătos din jur. Și spre acest lucru tind absolut toate terapiile din acest domeniu. Pentru că este foarte important să producem un maximum de leziune în cancer, dar să lăsăm țesutul sănătos intact și să permitem o vindecare cât mai frumoasă și cât mai bună a țesutului înconjurător. În același timp, însă, totuși trebuie să avem o siguranță că terapia a funcționat și că tot ceea ce a fost canceros a fost distrus. Da, știți de aceea care? Este da. Foarte, foarte important să reușim să țintim da. Spre celula canceroasă și de aceea aceste prime terapii cu oxigen și ozon pe care le-ați amintit dumneavoastră nu funcționau pentru că nu erau suficient de țintite și pentru că s-a dovedit de fapt că ele distrugeau mult mai mult țesutul sănătos exact, decât țesutul canceroasă. Înainte ca o celulă să fie ea se află în diferite stadii. Întâi de e o celulă bolnavă, e o celulă muribundă, e o celulă moartă sau e o celulă slăbită. Și având în vedere că cu cât boala este mai severă, cu atât terapia trebuie să fie mai agresivă. Și atunci atacă și celulele sănătoase da. Care, exact. Să zic, sunt numai slăbite. Și ea are efect, dar numai în boli mult mai ușoare, mai obișnuite. Să trecem atunci să vizionăm și materialul care l-am pregătit la UMF pentru a înțelege cum se desfășoară o cercetare de laborator, ce implică aceasta și veți vedea imagini preluate de la microscop și veți vedea un aparat special care este folosit pentru terapia fotodinamică. Terapia fotodinamică este o metodă modernă de tratament în oncologie, are indicații precise în cancerele cutanate, dar și în cancerele cu alte localizări, vezică urinară, esofag, cancer endobronșic. Este utilizată și în afecțiuni nemaligne, este vorba de cele oftalmologice, mă rog, cutanate, psoriazis, acnee, în rejuvenare și de asemenea în tratamentul leziunilor premaligne. Ca și principiu de funcționare, terapia fotodinamică presupune administrarea unei substanțe fotosensibilizante, unei substanțe care absoarbe lumina, urmată de iradierea cu lumină cu o lungime de undă potrivită substanței administrate și această substanță, în prezența oxigenului și a luminii, se trece într-o stare excitată și se activează. Ea, activându-se, interacționează cu oxigenul și generează așa numitele specii reactive de oxigen, în principal singlet oxigenul. Aceste specii sunt extrem de citotoxice, ele lezează macromolecule din țesuturi, structuri care intră în structura celulei și are efect toxic asupra acestora.
Substanțele fotosensibilizante pe care noi le utilizăm se pot administra fie sistemic, deci pe cale parenterală, fie topic, adică le administrăm pe suprafața tegumentului, în zona cu tumora sau cu leziunea premalignă. Ele, aceste substanțe fotosensibilizante, se incubează, mă rog, un anumit interval de timp, după care urmează această iradiere. Studiul nostru a avut ca scop urmărirea și investigarea unor substanțe noi cu efect fotosensibilizant pe culturi de celule, atât culturi de celule normale, cât și celule tumorale. Pe de altă parte, am urmărit și o comparație între o substanță fotosensibilizantă deja aprobată și utilizată pe scară largă în întreaga lume, în scopul acestui tratament, și substanțele noi pe care am încercat să le cercetăm. Iar pe de altă parte, ultima idee pe care noi am încercat să o cercetăm a fost în ce măsură aceste substanțe fotosensibilizante induc un efect terapeutic, ce doze trebuie să utilizăm, ce condiții de iradiere și cam care este ordinea terapeutică necesară pentru a obține rezultate optime atât pe culturi de celule, dar mai departe și in vivo la animalul de experiență și respectiv la oameni, pentru că scopul acestui studiu este de a obține o variantă terapeutică mai bună și mai ieftină, aplicabilă la oameni cu rezultate la fel de bune ca și substanțele deja cunoscute. Pentru aceasta am încercat și am reușit recoltarea unor celule de la donatori sănătoși, din piele sănătoasă, pe care le-am multiplicat în cultură, respectiv a unor celule tumorale din carcinome bazocelulare, respectiv spinocelulare, deci niște cancere destul de frecvente ale pielii apărute la om, pe care de asemenea am reușit să le izolăm și să le multiplicăm în cultură. Iar în partea a doua a cercetării noastre am aplicat aceste substanțe pe culturile noastre, comparativ, urmărind să vedem dacă substanțele respective vor determina moartea celulelor tumorale, dar nu și a celor normale. Din fericire, am obținut acest efect, deci substanțele noastre funcționează, în primul rând, determină fotosensibilizare a celulelor tumorale și nu și a celulelor normale. În continuarea studiilor in vitro, au urmat studiile in vivo, pe model experimental animal. Noi am testat aceleași porfirine ca și cele care au fost testate in vitro, deci porfirinele de sinteză noi și acidul delta-aminolevulinic, pe o tumoră experimentală, pe tumora Walker. Această tumoră este o tumoră mixtă, de un carcinosarcom, transplantat de la un animal donator. Transplantul se realizează subcutanat, într-o zonă accesibilă terapiei. Terapia a constat în administrarea substanțelor fotosensibilizante de testat, intraperitoneal, la un interval de timp optim, 3 ore pentru acidul delta-aminolevulinic și 24 de ore pentru celelalte porfirine. Am iradiat tumora. Tumora a fost iradiată cu lumină roșie, cu 680 nanometri, știind că această lumină activează substanțele fotosensibilizante pe care noi le-am injectat. Am recoltat fragmente de tumoră sau tumori în întregime și am văzut dacă s-a produs această distrucție tumorală. Desigur că noi am testat o serie de parametri biochimici, am cuantificat moartea celulară, apoptoza, am urmărit efectul porfirinelor asupra vaselor de sânge din tumoră. Cam acesta a fost modelul experimental utilizat de noi, un model extrem de facil, de la îndemână și cu rezultate foarte bune obținute.
putem spune despre terapia fotodinamică că este o opțiune terapeutică reală, desigur pentru cazuri selectate, oncologice. Putem spune de asemenea că substanțele testate de noi au fost eficiente. Studiile in vitro pe culturi de celule și pe model experimental la un animal au demonstrat că se produce regresie tumorală, distrucție tumorală, ceea ce ne îndreptățește să continuăm cercetările în vederea testărilor pe subiecți umani. A rămas să povestim un pic despre cancer, deci ce este cancerul și în câte tipuri de cancere se folosește această terapie. Cancerul cutanat, pentru că noi aici avem experiență, noi ca dermatologe, este de trei tipuri. În principal, este vorba de cancere derivate din celulele majoritare ale pielii, respectiv keratinocitele, și vorbim aici despre cancerul bazocelular și carcinomul spinocelular, două tipuri de cancere care apar cu o frecvență relativ mare și care se pare că sunt datorate în principal expunerilor la soare cumulate pe parcursul vieții unui individ, iar melanocitele, care sunt celulele pigmentate din piele, cele care ne dau culoarea pielii, pot să se malignizeze și să ducă la melanom, o formă de cancer extrem, extrem de agresivă și care, din păcate, apare la populațiile tinere și din ce în ce mai mult la vârste din ce în ce mai joase. Este un cancer cu o mortalitate destul de mare și cu posibilități de tratament relativ dezamăgitoare. În ceea ce privește însă terapia fotodinamică, ea se poate aplica la primele două forme de cancer, respectiv carcinomul bazocelular și carcinomul spinocelular. Acestea două pot să fie tratate cu rezultate excepționale, cu o vindecare în totalitate și cu efecte estetice deosebite prin această terapie. Deci, lor ne adresăm cu terapia fotodinamică. De asemenea, putem să tratăm chiar și leziunile premaligne de tipul keratozelor actinice, care sunt tot leziuni datorate expunerii excesive la soare. Da, am văzut chiar și câteva imagini comparative înainte și după terapie cu ceva pacienți. Nu știu, aveau cancer sau ce boală era aceea? Păi unele dintre imagini arătau pacienți cu multiple keratoze actinice. De fapt, acest tip de terapie se pretează foarte bine leziunilor multiple, care, dacă ar fi excizate chirurgical, ar duce la dezavantaje estetice și importante. Da. Acești pacienți, mai ales vârstnici, cu expunere cumulativă la soare îndelungată, pot beneficia de acest tip de terapie și în prezent în Cluj-Napoca. Ei se pot adresa clinicii de dermatologie unde se poate face această terapie fotodinamică. Sigur, cazurile trebuie bine selectate înainte de inițierea terapiei. Dar nu numai în cancerele cutanate se poate aplica această terapie. În Statele Unite, în multe țări din Europa de vest, este aprobată terapia fotodinamică pentru tratamentul oncologic, pentru tratamentul cancerelor, de exemplu, esofagiene sau a displaziilor înalte ale esofagului, așa numitul esofag baret, de asemenea în cancerele de vezică urinară, cancerele gastrice, în Japonia există asemenea aprobare, cancerele cu localizare în regiunea cervicală. Deci peste tot unde se poate introduce o sondă, exact, cu un dispozitiv laser care să poată focaliza raza asupra preparatului tumoral. Sigur că tumora trebuie să îndeplinească anumite condiții, să aibă o anumită grosime. Substanța fotosensibilizantă se administrează în general, se poate administra și sistemic, dar în general peritumoral.
De asemenea, se mai indică și în tumori în stadii avansate, mai ales când radioterapia și chimioterapia nu se poate aplica la pacienți cu afecțiuni severe, cardiace, hepatice, la care se asigură un confort prin reducerea volumului tumoral, mai ales tumorile stenozante, de esofag, de bronșii. Deci există asemenea indicații în lume pentru terapia fotodinamică. În cât timp apare efectul terapeutic și cât la sută din celulele canceroase sunt distruse, aproximativ? Vă referiți la, în general, sau la experimentele general, pe care noi deci, le-am efectuat? Și din experimente. Terapia fotodinamică în indicațiile acestea maligne-oncologice, în cutanate, în general necesită o singură ședință sau maxim două, la interval de o lună sau 6 săptămâni și, mă rog, regresia tumorală se observă în zilele următoare. În experimentele pe care noi le-am efectuat pe model experimental animal sau în culturi de celule, viabilitatea, de exemplu, celulară, am urmărit-o în dinamică și am observat că deja la 24 de ore apare moarte celulară. După aplicarea laserului, practic, medicamentul continuă încă să funcționeze o anumită perioadă de timp. Fotosensibilizantul este o substanță inertă în absența luminii. Doar în prezența luminii el se activează și determină generarea celor specii reactive de oxigen cu efect toxic. Deci numai dacă se iradiază cu o lungime de undă potrivită apare efectul terapeutic. Da, dar după întreruperea razei de lumină. Continuă distrucția celulară, lezarea vaselor de sânge, amplificarea răspunsului imun al gazdei. Toți acești factori contribuind la eradicarea tumorii. Despre toxicitatea reziduală, și anume ce rămâne în organism în urma acestor reacții fotochimice, deci după ce s-a consumat tot medicamentul, după ce acei radicali oxidativi și-au făcut rolul, ce rămâne în organism până la urmă și cât de periculos este? Dacă folosim terapia fotodinamică în dermatologie, practic substanța fotosensibilizantă se aplică local, sub exact, formă de cremă, gel, și se acoperă pentru că sub acțiunea luminii ea devine, se excită și devine activă. Absorpție sistemică nu s-a descris în cazul acesta, al tratamentelor oncologice dermatologice. Pentru administrări sistemice depinde de tipul de fotosensibilizant, pentru că sunt fotosensibilizanți remanenți în organism care pot da fotosensibilitate cutanată, adică pielea rămâne sensibilă la lumină și de aceea depinde un interval variabil, o săptămână, două, pentru diferiți fotosensibilizați, aceste intervale sunt variabile. Pacientul sigur se indică în acest caz să evite expunerea la soare, să poarte ochelari de protecție pentru a evita fotosensibilizarea pielii, dacă el este administrat, repet, sistemic, deci injectabil. Și în cazul esofagului sau a... În cazul esofagului, există o experiență a clinicii medicale 3 în tratamentul esofagului cu displazie înaltă. Administrarea se face, din câte știu eu, tot parenteral. Dar, multe informații. Ce efect are substanța care rămâne? Deci și acolo, reziduul acela? Asupra țesutului tumoral? Nu. Deci, asupra celulelor normale? Asupra celulelor normale. Dacă, deci, întregul tratament. Dacă pacientul evită expunerea la lumină, nu există niciun efect toxic. Tot numai legat de lumină. Numai legat de lumină, pentru că substanța este inertă altfel. Deci ea se activează doar în prezența luminii. Organismul nu o elimină până la urmă? O elimină, desigur, dar pentru fiecare fotosensibilizant există un timp de înjumătățire, un timp de eliminare variabil. Acest timp depinzând de tipul de fotosensibilizant utilizat. De fapt, toate cercetările moderne încearcă să găsească fotosensibilizantul ideal, care să fie pur chimic, care să
penetreze doar în țesutul tumoral, să nu ajungă deloc în celulele normale ale organismului și care să se elimine extrem de rapid din celulele normale și suficient de lent din tumoră pentru a apărea efectul terapeutic. De aceea toate cercetările privind sinteza de fotosensibilizanți sunt foarte numeroase pentru a optimiza efectul terapeutic al acestei terapii. Da, chiar citeam într-un număr al revistei Nature că a apărut, au reușit să sintetizeze un nou tip de porfirină în care, de fapt, două molecule porfirină 6 sunt conectate între ele și au format porfirină 12, așa au notat-o ei. Și dacă este o moleculă mai mare, ea ar putea să îndeplinească aceste condiții mai bine decât predecesoarea ei? Ideea acestor sinteze este să faci o moleculă care să semene cât mai bine cu una din moleculele corpului, astfel încât ea să fie preluată de celulele tumorale, care sunt celulele în creștere, celulele care au nevoie foarte mare de factor de creștere. Ele vor prelua cu mult mai multă aviditate aceste molecule, dar pe de altă parte trebuie cumva să le păcălești. Molecula respectivă să fie toxică pentru ele. Și atunci poți să faci o moleculă oricât de mare, dar trebuie să semene cu moleculele proprii ale corpului și în același timp trebuie să fie suficient de atractivă pentru o celulă în creștere, astfel încât să o capteze din mediul prin care ai administrat-o, respectiv cremă sau pe cale sangvină, și să fie preluată și metabolizată în celula canceroasă. Și de aceea, nu în celula normală, care și ea exact, poate să fie în creștere. Și ea poate să fie în creștere și sunt destul de multe tipuri de celule, în special atunci când vorbim de celule cutanate, exact. Știm că există o diviziune foarte mare, mai ales la nivelul stratului bazal. Și atunci este mai bine să creezi o moleculă un pic mai mare, care, să zicem, nu ar fi preluată atât de bine de celulele sănătoase, dar ar crea condiții pentru a fi preluată de celulele tumorale. Totul este să încerci să păcălești celula canceroasă. Despre indicații, contraindicații ale terapiei, asocieri cu alte terapii, ce ne... Terapia fotodinamică, prin excelență, este o terapie duală. Adică substanța fotosensibilizantă, în general, se administrează în țesutul tumoral și iradierea se face preponderent la acest nivel. Ea se poate asocia cu orice fel de terapie antitumorală, cu radioterapia, cu chimioterapia, cu chirurgia. Nu există rezistență la acest tip de terapie. Se pot repeta ședințele de terapie fotodinamică în funcție de nevoi. Sigur, cazurile trebuie foarte atent selectate, repet, dar... Ca și indicații, v-am spus, se pretează foarte bine tumorile cutanate sau leziunile premaligne, de asemenea tumorile de organe tubulare, mă refer aici la esofag, stomac sau tumorile de vezică urinară. Se utilizează terapia fotodinamică și în afecțiune maligne, deci există încercări și cu rezultate foarte bune în dermatologie, în tratamentul psoriazisului, acneei, în tratamentul foto-întinerire, deci în așa numită foto-întinerire, de asemenea în afecțiuni oftalmologice, de tipul degenerescenței maculare, există studii și aprobate anumite porfirine pentru tratamentul acestei afecțiuni. De asemenea, se utilizează un laser de putere mică cu albastru de toloidină în tratamentul endodontic pentru tratamentul cariei dentare sau al pungilor parodontale. Deci aplicabilitatea ei este, repet, și neoncologică destul de largă, în inactivarea bacteriilor, efect oarecum similar antibioticelor, pentru flora foarte rezistentă la antibiotice. Deci, chiar asta era și următoarea întrebare despre aplicații conexe în afecțiuni netumorale, tumorale esofagului, vezicii urinare și așa mai departe. Care sunt pașii necesari a fi efectuați pentru ca terapia prin intermediul porfirinei să ajungă să fie omologată în România? Această nouă substanță la care lucrați acum, ce este nevoie ca să fie omologată terapia folosind cercetările dumneavoastră de la catedră? Așa cum cred că am precizat anterior,
tratamentul acesta este foarte scump. Tratamentul care există la ora actuală cu acid delta-aminolevulinic și substanțe înrudite este din start extrem de scump și pacienții, din păcate, trebuie să suporte în România cel puțin o parte din costul cremei care se aplică la nivelul tumorilor. De aceea, noi am încercat prin aceste studii să reușim să facem un preț de cost al porfirinelor ceva mai bun, să spunem, pentru pacienții noștri. Dar, pe lângă acest lucru, totuși, porfirinele trebuie să treacă prin anumiți pași, prin anumite studii care să ateste că ele sunt terapeutic acceptabile, în sensul că distrug celulele tumorale, ceea ce este scopul tratamentului, fără a distruge celulele normale, și pentru aceasta a fost nevoie de aceste studii in vitro și in vivo, deci studii pe culturi de celule și respectiv studii pe animal care s-au realizat. Următorii pași ar fi extinderea acestor tipuri de tratamente la cazuri foarte atent selecționate și constituirea unui studiu clinic pe pacienți, pe pacienți absolut informați și controlați din toate punctele de vedere, cu toate regulile care survin din efectuarea unui studiu clinic pe un lot de pacienți. Iar dacă aceste rezultate vor confirma ceea ce am obținut noi la nivel experimental, atunci se vor face studii de fază 4 pe un lot mare de pacienți, evident respectând regulile etice și legale care sunt necesare în astfel de situații, iar de-abia apoi... Deci aceia vor fi pacienți voluntari, nu? Exact, pacienți voluntari, selecționați după anumite criterii de includere și respectiv de excludere și respectând normele etice, adică nimeni nu va fi înrolat în studiu dacă nu dorește acest lucru. Sau dacă are contraindicații de orice fel de natură și vor fi evident informați asupra faptului că este o substanță nouă care a fost testată doar pe în cercetare, deci nu a fost testată pe oameni, pentru a primi aprobarea lor și pentru a fi incluși în acest tip de studiu. Cât ar Iar dura? Dacă da. Ani de zile. Ani de zile, da. Ani de zile. Depinde de cantitatea produsă, de finanțare, evident, și de posibilitățile clinice. Până la urmă. Până la urmă, exact. Da, ați întrebat de contraindicații. Da, și, exact, da. Mă rog, în mod special... porfiria este principala contraindicație a acestei terapii. Porfiria este o afecțiune prin care organismul genetic produce porfirine endogene foarte sensibile la lumină și administrarea acestei terapii sigur ar amplifica modificările. Denumirea. Nu știam cum era, de ce era asociată denumirea substanței. Deci e vorba de ceva care se găsește și în organism. Da, exact. Sunt derivați metaboliți ai hemului produși în organism, în această afecțiune, care sensibilizează pielea și pacientul, dacă cu porfire, dacă se expune la soare, face leziuni fototoxice. Lupus eritematosistemic, afecțiunile în general severe, în insuficiență respiratorie, insuficiență hepatică, cardiacă, severă, sunt principalele contraindicații ale acestei terapii. Ca și efecte secundare, poate să apară la locul aplicării terapiei o senzație de arsură sau de prurit sau parestezii, dar în general sau supraîncălzirea țesuturilor, depinde de lumina utilizată. În general apare și un efect, sursa de lumină utilizată, un efect fototermic, nedorit. Se ventilează zona, se administrează analgezice, se poate seda pacientul dacă e nevoie. Acea fotosensibilizare cutanată remanentă, care este variabilă în funcție de tipul de fotosensibilizant. Dacă administrăm fotosensibilizanți pe cale sistemică, ei pot de asemenea determina unele efecte secundare, ca și grețuri, vărsături, dar în general este bine tolerată această terapie. Tot mai am o nelămurire legată de toxicitatea reziduală, adică eu am văzut cum arată molecula respectivă și a fost prezentată și în material.
după ce se elimină grupările acelea hidroxil active, practic, ceea ce rămâne, ce efect are asupra organismului? Are vreun efect sau... Deci nu, fotoproducții care, mă rog, pot rămâne, fotoproducții de degradare ai porfirinei care pot rămâne după iradiere, în general nu au efect asupra celulelor, ei se elimină din organism pe diverse căi. Special degradați pe cale hepatică. Da. Și apoi eliminați hepatic sau renal. Ca la orice medicament, practic. Dar sunt substanțe extrem de asemănătoare cu porfirinele corpului. Proprii. Deci vor folosi în principiu aceleași căi de metabolizare ca și porfirinele normale. Pentru că vreau să fac o comparație și cu ceea ce se folosește în chimioterapia aceasta este foarte agresivă. Este deci altceva. E cu totul altceva. Da, este o terapie diferită. Înseamnă că oarecum vă apropiați mai mult de o terapie aproape naturală. Nu chiar. Imităm natura. Oarecum, da. Oarecum. Da, dar pe de altă parte, spre deosebire de tratamentele chirurgicale, care îți dau o siguranță că ai excizat întreaga tumoră, în momentul în care ai un examen histopatologic și ai exact marginile tumorii excizate în totalitate sau nu și poți să spui unde a mai rămas, unde n-a mai rămas, aici nu ai această dovadă că toată tumora a fost distrusă. Deci asta lipsește. Este una din, să zicem, unul din neajunsurile acestei terapii. Bine, lipsește acest lucru și în celelalte tipuri de tratamente categoric oncologice. Nici în radioterapie nu ai siguranța că toate celulele tumorale au fost distruse. Există în chimioterapie sau în crioterapie. Poți face examen histopatologic din leziune, de exemplu. Da, după dar două aspecte. După eliminarea tumorii prin chirurgie, terapia poate fi folosită complementar. Pentru a... Complementar, exact, pentru a curăți ce a mai rămas. Da. Și atunci șansele există sunt și mai mari. Există asemenea indicații. Al doilea lucru este că am aflat mai cu câțiva ani în urmă despre o cercetare care se desfășoară la Institutul de Cercetări Experimentare și Interdisciplinare care aparține de Universitatea Babeș-Bolyai, și anume nanobiofotonica. Și prin intermediul nanobiofotonicii se pot face și analize, și terapie în același timp, dar și o analiză care să aibă o precizie extraordinară. Deci de o celulă canceroasă la nu știu câte miliarde de celule obișnuite. Deci poate detecta cu asemenea precizie. Și atunci se poate face o verificare folosind acea metodă ulterior, să zicem. Da, dar cel mai îndemână rămâne tot examenul histopatologic. După tratament poți lua o biopsie de 2 mm din diverse zone. Da, dacă dar dacă sunt celule care mai circulă. Bine, atunci prin circuitul sanguin, pentru că asta face nanobiofotonica, deci preia direct din sânge. Da, dar la cazurile cu metastaze, terapia fotodinamică este indicată doar în scop paliativ, pentru reducerea volumului tumoral inițial sau pentru tratamentul izolat al unor metastaze care, mă rog, creează disconfort pacientului prin obstrucție sau necroză sau hemoragie. Deci, practic, nu în aceste cazuri nu are pretenția că distruge toate cele tumorale, ci, mă rog, conferă un confort pacientului și prelungește durata de viață. Care ar fi diferențele dintre terapiile cu substanțe deja omologate și diferențele, mai ales, între prețurile de cost? Acum să facem o mențiune aproximativă. Cât costă un gram de substanță omologată și cât ar costa, să zic, un gram de substanță pe care o produceți acum, este în cercetare? Sinteza propriu-zisă acestor porfirine se face, mă rog, la București, după cum am menționat de către doamna profesor Rodica Mariana Ion, și noi le-am testat pe modelele pe care le-am amintit. Desigur că ar fi foarte de dorit să putem să utilizăm în practica clinică aceste porfirine produse în România, pentru că prețul de cost ar fi mult mai mic. Acele porfirine... De 5 ori, de 10 ori... Așa, estimativ, măcar... N-aș putea să vă spun exact. Oricum, sunt autohtone. Cele care se utilizează și care sunt aprobate în lume pentru tratament
sunt destul de costisitoare. Crema cu acid delta-aminolevulinic este 100 și ceva de euro pentru, da, pentru o aplicare, pentru o ședință de terapie fotodinamică. Da, dar un gram sau două grame? 5 grame. Și ele acoperă o suprafață de cât? Probabil... Depinde de leziune. Este variabil. Dacă pacientul are mai multe leziuni, un număr mai mare de leziuni, mai ales în cazul keratozelor actinice, acolo trebuie utilizate cantități mai mari de substanță fotosensibilizantă. Dacă leziunea, de exemplu, are o grosime mai mare, sunt necesare mai multe ședințe. Succesive, da. Nu neapărat straturi succesive, mai multe ședințe, la intervale 2-3 ședințe, la intervale bine stabilite pentru a mă rog, eradica tumora. Despre completări, perspective, teste efectuate pe extracte naturale. Ca și perspective, sigur că acest domeniu al nanotehnologiilor, al nanomedicinii, al particulelor, al porfirinelor, este în continuă dezvoltare pentru că se încearcă optimizarea în continuare a acestei terapii, se încearcă, de exemplu, conjugarea acestor porfirine cu anticorpi care să fie îndreptați împotriva unor receptori specifici de pe celulele tumorale. Se încearcă, de exemplu, înglobarea lor în tot felul de particule care să faciliteze transportul spre celula tumorală. Există studii foarte, foarte variate și cercetări pentru a crește eficiența acestei terapii. Tot de la acea vizită pe care am efectuat-o la laboratorul de nanobiofotonică, mi-aduc aminte că și ei încercau să îmbrace o nanoparticulă de aur într-o proteină care să fie recunoscută de receptorii celulei canceroase. Este un mod foarte bun de a păcăli celula tumorală să accepte particula străină. Și veți face și acest lucru cu această nouă substanță? Putem face, desigur încă nu am studiat sau nu am cercetat acest aspect, dar în lume există preocupări pentru conjugarea, mă rog, fotosensibilizantului cu aceste proteine sau peptide sau cu diferiți carrier. Noi în proiectul de care am amintit anterior am încercat să creăm aceste, nu noi, cu partenerii noștri, colegii noștri care ne-au dat pentru testare, în hidrogeluri. Hidrogeluri pe bază de polimeri naturali, extrași din cochilia de melci, acele hidrogeluri care oarecum sunt foarte bine aderente de țesuturi și care au o biocompatibilitate foarte bună cu celulele normale, pătrund ușor, facilitează pătrunderea acestor porfirine în cele tumorale și, după unele cercetări, au chiar și un efect imunoadjuvant, deci complementar terapiei porfirinice specifice. Adică ar ajuta organismul să lupte și el împotriva cancerului, l-ar trezi la viață și apărarea organismului din jurul tumorii ar fi stimulată să lupte și ea însăși împotriva tumorii. Celulele imunitare ale organismului. Înglobării în aceste tipuri de geluri, pe de altă parte, asta este ipotetic, ceea ce am presupus noi inițial. Pe de altă parte, ar avea un efect de a favoriza intrarea substanței active în celula tumorală. Poate că, nu știu dacă ar fi oportun să intrăm în acest domeniu, dar pacientul ar avea totuși nevoie și de o educație privind boala canceroasă. Deci să știe că are o responsabilitate. Ea nu a apărut așa, chiar la întâmplare. A apărut din anumite motive și probabil că cineva ar trebui să se ocupe și de treaba aceasta. Păi, tumorile cutanate în principal, mă rog, pentru că la astea se aplică, la aceste tipuri de tumori se aplică terapia fotodinamică, mă rog, mult mai ușor, se datorează în principal, așa cum a spus și colega mea, expunerii cumulative la ultraviolete. Sigur că anumite fototipuri cutanate sunt predispuse pentru a dezvolta carcinome cutanate
fototipul 1-2, persoanele blonde, blonde roșcate. Educația privind expunerea la ultraviolete este foarte importantă. Deci ei, pacienții, trebuie să știe că expunerea la ultraviolete între anumite ore este extrem de dăunătoare. Este posibil, deci se poate face doar în anumite intervale orare cu fotoprotecție, cu îmbrăcăminte adecvată, care să împiedice arsurile solare, să împiedice apariția precancerelor cutanate și în final a cancerelor. Și mai ales a copiilor. E foarte important pentru apariția cancerului expunerea la, e foarte importantă expunerea la vârstă fragedă, expunerile repetate și mai ales arsurile la vârstă mică, în special pentru cancerele de tip melanocitar, melanoamele, despre care am povestit. Și atunci este foarte bine să educăm și părinții să nu-și expună copiii pe cât posibil la soare și dacă îi expun, să folosească creme de fotoprotecție cu protecție înaltă, cu cifra aceea SPF, care este înscrisă pe creme, cât de mare posibil și, așa cum a spus doamna doctor, să fie cât de cât până la 11 dimineața și după ora 5 seara, în special în anotimpul estival. Acum știu că vine primăvara și toată lumea este foarte fericită să iasă la soare, dar totuși trebuie să fim atenți pentru că soarele ne poate fi un prieten extraordinar prin faptul că stimulează sinteza vitaminei D în piele, o vitamină extrem de bună pentru creșterea oaselor și pentru mineralizarea lor, dar pe de altă parte este toxică pentru că duce la apariția cancerului cutanat. Este dovedită și mai ales cu cât tipul de piele este mai deschis la culoare și se bronzează mai greu, cu atât este mai... Se arde mai ușor. Se arde mai ușor și este mai predispus la apariția diverselor leziuni cutanate. De asemenea, este foarte important să nu uităm că până la urmă și în ceea ce privește sinteza vitaminei D, 10 minute de expunere la soare a mâinilor și feței unui bebeluș sunt suficiente pentru sinteza vitaminei D necesară pentru metabolismul calciului. Deci nu trebuie mai mult. 10 minute. 10 minute. Da. Și ce părere aveți despre, sigur, acum oamenii care stau la plajă, la mare, în perioada august, cea mai fierbinte, iulie, august, și se expun la radiații destul de intense, de altfel. Vor fi pacienții noștri după un anumit număr de ani de expunere. Din păcate, sunt foarte frecvente afecțiunile premaligne și maligne cutanate cauzate de expunere la soare. Cum vorbea și colega mea, melanomul are incidență tot mai mare și la vârste tot mai tinere. Și este una dintre cele mai agresive tumori. Și în comparație cu alte cancere, pe ce loc se află cancerul de piele? Cancerul de piele afectează un număr foarte mare de populație, din populație. Din fericire, doar melanomul este agresiv și mortalitatea prin melanom este mare. Prin celelalte tipuri de carcinoame, mortalitatea este mai mică. Ele, în general, sunt ușor de diagnosticat și, mă rog, există multe metode de tratament și supraviețuirea este bună. Melanomul rămâne cea mai mare provocare pentru oncologia cutanată. Dar ceea ce trebuie să știe pacienții noștri, de fapt, oamenii de pe stradă, este că atunci când văd o pată pe piele, care n-a mai fost acolo sau s-a modificat, indiferent de ce culoare este, roșie sau neagră sau maro sau ulcerată chiar, deci care sângerează, ar fi bine să se ducă să vadă un medic. Pentru că este foarte important să reușim să diagnosticăm aceste leziuni din timp. Atunci când avem opțiuni terapeutice multiple și atunci când vindecarea este aproape o certitudine în ceea ce privește carcinoamele bazocelulare și spinocelulare și foarte probabilă în ceea ce privește melanomul. Dacă însă depășim momentul în care putem să intervenim și să tratamentul nostru să ducă la vindecare, deja opțiunile noastre sunt tot mai puține și lucrurile devin mai grave pentru pacient. Deci, cel mai bine este atunci când nu sunt sigur și observă o leziune pe piele de acest tip să meargă la doctor.
Și este adevărat că, în general, tumorile canceroase care sunt localizate pe piele, dacă, de exemplu, este tăiată, atunci nu se mai vindecă tăietura sau nu se mai coagulează sângele, nu se mai... Nu. Deci în orice tip de cancer solid, excizia se face cu limită de siguranță și sigur se repară defectul respectiv, dar nu se produce lipsa. Nu, mă referam la un pacient care în mod accidental își produce o leziune în zona respectivă. Sau... Sigur că poate să existe o sângerare mai mare, să se formeze o ulcerație, dar dacă se adresează medicului, el va ști cum să procedeze. Sigur, se face excizie chirurgicală, depinde de situație. Cum poate să-și dea seama pacientul dacă pata pe care o observă este ceva serios sau este doar o urticare sau... Pentru că prin persistență. Deci o leziune care, o excrescență cutanată, o leziune care a apărut brusc și care, mă rog, a persistat în timp și la care nu există regresie, nu observă, dimpotrivă, ea se modifică, crește în dimensiuni, sfatul specialistului în aceste condiții se impune și, sigur, el va ști cum să procedeze mai departe. Negii pot deveni canceroși? Și în ce condiții? Negii sunt veruci, este o infecție cu papiloma virus. Nevii sunt acele pete maronii la nivelul pielii care, sigur, se pot transforma în melanom. Aceia se pot transforma în cancer cutanat. Mm-hmm. Și de regulă trebuie operați, nu? De regulă, în funcție de... se excizează, se apreciază profunzimea tumorii și se stabilește un protocol terapeutic în continuare în funcție de această profunzime. Văd că aveți și o carte legată de aceste terapii, dacă ne puteți povesti... Referitoare la terapia fotodinamică. Da, exact. Mă rog, cartea intitulată De la experimente la aplicații clinice, am scris-o în urmă cu... un an și câteva luni, cuprinde principalele rezultate obținute în terapia fotodinamică experimentală pe acele modele experimentale animale de care am menționat. Desigur că ea s-a dorit și o punere la punct în acest domeniu al terapiei fotodinamice. Cuprinde, pe lângă noțiunile de carcinogeneză, angiogeneză cutanată, indicații terapeutice ale terapiei fotodinamice, rezultate obținute, rezultate proprii obținute în acest tip de terapie, pe modelele amintite, efecte secundare, contraindicații, perspective de utilizare ale terapiei fotodinamice. Deci, este o cercetare încă aflată în curs de derulare și sperăm să se finalizeze totuși cât mai repede și pentru a fi accesibilă pacienților români. Da, mă rog, domeniul nostru este cel al terapiei fotodinamice experimentale. După cum am amintit, pacienții, pentru a beneficia de acest tip de terapie, se pot adresa clinicii de dermatologie, pentru că acolo se face terapie fotodinamică pentru diferite localizări ale carcerelor cutanate sau precancerelor cutanate. Mai avem doar un minut până la finalul emisiunii. Vă mulțumesc dumneavoastră și invitaților pentru participare. Data viitoare la Știință și Cunoaștere vom vorbi despre cum ne-am petrecut sfârșitul lumii și vom face o analiză psihologică și istorică a mentalității societății omenești din cele mai vechi timpuri și până în prezent, cu ajutorul la doi invitați foarte importanți, și anume domnul profesor de psihologie Daniel David de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai și istoricul dr. Laurent Madly. În curând, la Știință și Cunoaștere, un nou episod despre schimbările climatice și ce ne rezervă viitorul. Iar în cursul lunii aprilie vom prezenta un film documentar despre pădurea Baciului. Nu uitați, emisiunea se reia în fiecare luni dimineața la ora 11. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.